Stadionul Republican rămâne în folosința Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Chișinău. Magistrații Curții Constituționale au decis astăzi că legea votată anterior de deputații PSRM și cei ai Partidului Politic Șor, prin care a fost anulată transmiterea acestui teren pentru construirea unui nou sediu al Ambasadei Americane, este neconstituțională. Deputații socialiști și comuniștii au organizat un protest în fața Curții Constituționale, dar și a Parlamentului, și au cerut ca viitorul acestui teren să fie decis doar după consultare cu locuitorii Chișinăului. Faptul că legea a fost adoptată cu încălcarea procedurilor parlamentare. 2. Faptul că legea contravine normelor stabilite de dreptul internațional. Și faptul că legea nu a fost avizată în mod prealabil de către guvern. Între timp, deputații socialiști și comuniști au organizat un protest în fața Curții Constituționale și au cerut ca stadionul Republican să nu fie transmis în gestiune ambasadei SUA. Stadionul aparține poporului! Totul depinde de Curtea Constituțională dacă va îngenunchea în fața unei ambasade sau va sta cu capul sus. Și în fața Parlamentului, mai mulți tineri au jucat badminton în semn de protest față de decizia înaltei curți. Aceștia au cerut ca viitorul acestui teren să fie decis doar după consultări cu locuitorii Chișinăului. Solicităm deputaților câteva lucruri ce țin de stadionul și soarta stadionului Republican. În al doilea rând, astăzi este Ziua Constituției și credem că aceste două evenimente împreună nu pot fi ratate, pentru că și Constituția garantează dreptul cetățenilor de a se implica în administrarea treburilor publice. Pe de altă parte, într-un comunicat al Ambasadei SUA la Chișinău se precizează că SUA a negociat timp de peste un deceniu achiziția terenului cu mai multe guverne ale Republicii Moldova. Potrivit lor, această abrogare încalcă un acord bilateral obligatoriu și afectează negativ relațiile dintre SUA și țara noastră. Legea prin care terenul fostului stadion Republican a fost transmis pentru construcția Ambasadei SUA a fost adoptată în 2018. Documentul a fost semnat de fostul președinte al Parlamentului Adrian Candu după suspendarea din funcția fostului șef de stat Igor Dodon, care a refuzat promulgarea legii de două ori. Ulterior, în decembrie 2020, deputații PSRM și cei din Grupul pentru Moldova au votat în două lecturi abrogarea legii și au sesizat în Înaltea Curte invocând neconstituționalitatea documentului.